astea mai lungi. Mai am câteva pe acolo și sunt multe și în spate. Vreau să le curăț bine și vreau să cumpăr niște alchitran, zmoală de aia lichidă. Să le dau până mai pe aici așa, vreo jumătate de metru, 60 de centimetri. Le ascut și vreau să le folosesc pe post de babe, pe partea din spate pe la gard, că vreau să îngrădesc toată proprietatea aici. Dar pe față o să fac frumos, o să cumpăr niște babe. E vreo 3 euro și ceva una, la un metru jumate. Și astea să le folosesc pe spate, ca să nu mai cumpăr să dau banii pe ele, că tot le am. Și pe spate acolo nu se văd. Și 3 rânduri de sârmă ghimpată. Și să nu fie problemă pe aici să intre căprioarele, porcii mistreți, că pe aici este o grămadă de animale sălbatice. Și de-aia vreau să îngrădesc tot. Și în zona să vedem unde mă decide după ce îi face curat și așa prin toamnă, să vedem. Când o fi totul curat, în zona unde vine cabana, unde o să încep să construiesc acolo o cabană, ceva, o căsuță. Acolo vreau să fac la 2 metri și să pun sârmă, plasă. Plasă de jur împrejur, acolo să fie mai asigurat terenul. Dar în rest, așa, în mare parte, sârmă ghimpată, babe de-astea de lemn și sârmă ghimpată. E suficient. De cât acolo, în zona la cabană, acolo, da, o să fie mai făcut puțin mai rezistent. Da, multă treabă. Am curățat vreo, nici nu știu câți, nici nu i-am numărat. 1, 2, 3, 4, 5, vreo 6 sau 7 măslin. În mare am curățat ce era de tăiat cu drujba. Trebuie să-mi cumpăr o foarfecă de aia de tăiat pomi, de aia mai mare, telescopică, ca să ajung și prin vârf. Dar momentan asta vreau să fac, să mă apuc să tai tot ce e gros și să le depozitez acolo pe bucata ailaltă de teren. Pentru că o să trebuiască să fac un cuptor, ceva unde să dau foc. Că nu poți să dai foc așa cum vrei și unde vrei, că da, e risc mare de incendiu. Și vreau să fac, să vedem, ori din bolțari, puși așa unii peste ceilalți, ori dacă nu din piatră, cum am multă piatră aici. Să fac așa, cam la 2 metri și diametru 1 metru jumate, cam așa, în interior. Și acolo aruncate crăcile și dat foc și toate scânteile și tot să se ducă în sus, până ating pământul să fie stinse. Să nu se întâmple nimic, pentru că o să fie mult aici de dat foc. Între de curățat toți măslinii ăștia și tot ce a mai crescut pe aici și alte nații de pomi și curățată iarba. Când o să tund toată iarba cu motocoasa, greblat, o să fie aici de dat foc ca la nebuni. După aia, de la anul încolo, o să fie mai lejer, așa că o să-l țin mult din ierbicid. Asta ar fi ideea. Dar primul an ăsta o să fie mult de muncă aici. Vă dați seama, nu poți să faci într-o lună de zile. Bine, poți să faci, dacă te pui de dimineața până seara faci, dar eu n-am nici timp. Vin și eu așa cât un pic, 2-3 ore, 4 ore, cum am timp. De 2-3 ori pe săptămână. Nu poți să faci ce nu s-a făcut în 10 ani, să cureți în câteva zile. A început să se însereze. Vreau să mai strâng puțin de acolo. Și să vedem săptămâna viitoare când o să pot să mai vin. Săptămâna viitoare o am cam complicat, nici nu știu dacă pot să vin. Să mai tai, să continui cu tăiatul și strâns, curățat. Și după ce am toți pomii, toți copacii, după ce i-am curățați,
să-mi vină și motocoasa și să mă apuc aici să cosesc, să greblez, cât un pic, cât un pic. Ce să faci? Cum e timp? Or să fie foarte multe videouri de aici, de la munte, de la teren. Foarte multe, multe videouri de toate felurile, cu mâncare, cu treabă, cu construcții, cu... Sper să vă placă. Eu o să mai continui încă vreo 20 de minute, o jumătate de oră, să mai strâng după acolo. Dar nu mai filmez, că deja nu se mai vede. Ne vedem la următorul video. V-am pupat. Pa, pa!